Salutare tuturor și bine v-am regăsit, dragilor, la un nou videoclip. Astăzi fac un unboxing. Comanda este făcută pe Temu. Am mai vorbit despre produsele pe care le-am cumpărat de-a lungul timpului pe Temu. Eu sunt foarte mulțumită, tocmai de aceea comand de obicei la ei, mai ales pentru că și transportul este gratuit. Bineînțeles, la o comandă de minim 45 de lei dacă se face prima dată comanda, iar pentru ceilalți comanda minimă este de 65 de lei. Acum, haideți să vă arăt ce am cumpărat. Asta e ultima achiziție. Avem foarte multe produse cumpărate de pe Temu, dar nu am reușit să le prezint chiar pe toate. O să fac acest lucru cât mai curând, sper eu. Sunt produse ieftine și calitativ bune. Unele chiar foarte bune. Bineînțeles, mai sunt și altele mai slăbuțe, dar trebuie testat și văzut care sunt, care se merită și care nu se merită a fi achiziționate. Dar marea parte, marea majoritatea lor, eu am fost foarte, foarte mulțumită de-a lungul timpului de produse, ținând cont și de prețuri și de faptul că transportul este gratuit și că vine acasă, vine curierul acasă. O singură dată s-a întâmplat să ajungă la Easybox, dar am mai vorbit despre acest aspect. De atunci nu am mai avut surprize neplăcute. Acum, o să vă explic așa în mare. Sunt 11 produse, practic aici am două comenzi într-unul. Sunt anumite reduceri care sunt oferite cumpărătorilor. De fiecare dată, în fiecare săptămână sunt reduceri noi. Trebuie văzut acum, trebuie urmărit. Cupoanele se oferă la o anumită comandă, se oferă, spre exemplu, credit rambursat, dar o să vorbesc într-un alt videoclip cum anume funcționează aceste credite, cum se dau aceste credite. Spre exemplu, eu aici am avut o comandă, o ofertă de 50% reducere pentru că am câștigat niște cupoane în urma comenzilor făcute în trecut și creditul pe care l-am ales eu să-l utilizez a fost cel de 50%, adică la o comandă de 1 milion au oferit o reducere de 50% și eu creditul acela l-am accesat dintre toate câte au fost. Spre exemplu, la 25 de lei cheltuiți oferă 25 de lei. Deci ramburs 100%, dar comanda minimă trebuie să fie de 65 de lei. Sunt lucruri care trebuie un pic analizate și, bineînțeles, cum se potrivește la fiecare în parte, ce anume, ce credit vrea să acceseze din toate câte sunt oferite. Eu l-am accesat pe cel de 50%, adică la o comandă de 1 milion am avut reducere de 50 de lei. Dar ca să accesez acel credit, a trebuit să cumpăr 3 produse la alegerea mea. Și am cumpărat 3 produse, am cumpărat ce aveam eu nevoie, pelerine de ploaie, pentru că nu mai aveam, toți 3 aveam nevoie de pelerine de ploaie și mi-am cumpărat 3 pelerine, astfel încât am accesat acel credit de 50 de lei la o comandă de 1 milion. Deci, practic, toate astea au costat, astea două comenzi au costat 1 milion, adică 100 de lei. Acum, haideți să v-am mai spus faptul că fiecare produs este ambalat foarte frumos, cu pungulița lui. Absolut toate sunt foarte, foarte bine ambalate, sigilate.
N-a fost un produs care să nu vină bine ambalat, bine sigilat. Acum, asta, spre exemplu, este o umbrelă, căci vine acea perioadă și nu mai aveam umbrele, s-au rupt toate. Și am zis, haideți să testăm și una de pe Temu, să vedem cum este ea, cât de rezistentă e, pentru că ce am cumpărat până acum, de unde am cumpărat, imediat s-au rupt. Asta pare zdravă în așa, pare rezistentă, e grea. Să vedem cum se prezintă. Wow! Super! E zdravă, nu? E rezistent, se vede că e de calitate, e clar. În comparație cu ce am avut, ce am cumpărat până acum, imediat se rupeau, asta e... Nu știu acum prețurile, să vă spun exact cât am dat pe fiecare parte, dar o să las link-ul în descrierea videoclipului și o să dau exact și prețurile. Wow! Și dacă sunt și oferte, o să pun și ofertele, pentru că nu știu. Eu v-am spus, le-am luat la 50% reducere pentru că am accesat acel credit de 1 milion, reducere 50 de lei la 1 milion. Da, e clar, e super material, super fain, gros și pare așa zdravănă. Acum, sper ca asta să țină mai mult decât cele pe care le-am tot cumpărat de-a lungul timpului. Ne-am plictisit de când tot cumpărăm umbrele și se rup imediat. Asta e, îmi place. Este foarte, foarte bună. Acum o să stau să bag fiecare produs, pentru că, da, de acum o să plouă, urmează perioada ploioasă. Și mai ales pentru copii l-am luat-o mai mult, să aibă la școală. Acum o să vedem ce pelerinele. Haideți să vedem pelerinele. Mă interesează materialul, dacă e mai zdravă, așa mai rezistent. Pentru că nici de asta nu aveam. Aveam doar poncho mai mult pentru outdoor, dar nu pelerină de mers în oraș, spre exemplu. Pelerină care să se deschidă în față. Și da, eu zic că e faină. Pare rezistent materialul și e și elegantă. Da, de asta sunt chiar și de umbrelă și de astea sunt mulțumită, foarte mulțumită. Materialul e zdravăn și e și drăguță. A fost o alegere bună, asta nu trebuie să lipsească din geantă, rucsac, mai ales copilul e la școală. Trebuie să întotdeauna să aibă în rucsac o pelerină. Nu e nici grea, e ușoară, nu ocupă nici mult spațiu. Și în geantă, de obicei, trebuie să avem o pelerină la noi, indiferent unde ne-am aflat, unde am plecat. Da, o alegere bună și cu pelerina de ploaie. Ce am mai cumpărat aici? Nici eu nu mai știu ce am mai ales, ce am mai cumpărat. Ok, nici ochelarii nu i-am la mine, dar le desfacem așa pe fiecare în parte. Aici văd că am pus 3 articole și cred că sunt niște căciuli din alea cu guler pentru vânt, pentru viscol, se apropie iarna. Și m-am gândit să iau și 3 bucăți din alea.
Eram curioasă de material. Nu știu exact cum se cheamă astea, dar v-am spus, o să pun linkul în descriere și astea vin așa. Vin. Asta cred că o să mi-o pun în cap la urmă, ca să înțelegem și noi cum vin. Sunt cam ciufulite, asta e. Îmi scuzați lucrul. Probăm să vedem ce avem aici. Super fain, e și prietenos materialul. Și se strânge așa după necesitate. Păi, da, e zdravă, așa. Trebuie să țină de vânt, trebuie să țină de viscol. Ne pregătim de o iarnă grea. Din câte se pare, se anunță iarnă foarte, foarte grea. Și nu aveam o astfel de căciulă cu guler, așa. Mi se pare super faină asta. A fost o alegere foarte, foarte bună. Da. Trei bucăți am luat. Una pentru mine, una pentru soț și una pentru fetiță. E grosuț materialul, prietenos. Și încă o alegere super bună. Încă două, am spus. Acum, haideți să vedem ce am mai luat, pentru că astea sunt cele pe care le-am ales eu și restul sunt niște chestii pe care le-a ales soțul meu. Și acum, ca să spun ce e asta, nu știu, o să pun în descriere. I-a trebuit ustensile pentru construcții, multe ustensile de construcții. Asta știu pentru ce e, este un kit pentru kit. Pentru curățarea kitului la faianță, gresie, e din cauciuc, rezistent și avea nevoie de chestii din astea. Asta nu știu pentru ce este, dar o să mă uit și vă pun linkul. Asta e o cremă pentru pantofi. V-am spus, sunt bine sigilate. În pungulițe cu zip. Cremă, ceară pentru pantofi. Așa arată. Și ăsta trebuie să fie un echer pentru, la fel, pentru construcții. Da, un kit. Nu, un echer. Ustensile de care are el nevoie în construcții. Da, dragilor, și toate astea au costat, după cum am spus, în jur de 100 de lei, transportul gratuit, calitate super faină, sunt foarte mulțumită. Mai am ceva aici, mi-a scăpat. Vedem ce avem aici. Bine sigilat. Eu încerc să le desfac așa cu atenție, pentru că eu reciclez pungile, nu le arunc, le reutilizez. Și de aia nu trag așa, nu rup pungile, ambalajele. Aici tot la fel un compas, nu știu să vă spun exact cum se cheamă chestia asta, dar tot în construcție are nevoie la unghiuri să măsoare acolo, mai ales acum suntem în construcții, construim pe lângă casă, în interior și așa mai departe,
și avea nevoie de toate lucrurile astea. Nu că n-ar fi avut. A avut, dar s-au deteriorat și acum și-a cumpărat altele și totodată a vrut să vadă și calitatea lor, cum sunt. Și par zdravene și astea, adică sunt rezistente din punctul meu de vedere. Așa le văd. Da. O să mai vin, căci am multe produse. M-au terminat țânțarii. O să vă mai prezint și cea mai cumpărat de-a lungul timpului de pe Temu. Sunt foarte încântată, v-am mai spus, de produse și le recomand din toată inima. Reamintesc pentru cei care nu au cumpărat până acum, dacă vor să cumpere, trebuie să descarce aplicația Temu și prima comandă este de minim 45 de lei. Aplicația o găsiți în descrierea acestui videoclip, unde puteți să descărcați și dacă veți să beneficiați și de reduceri, la fel veți găsi anumite coduri promoționale, tot la fel în descrierea acestui videoclip, la fiecare produs în parte, acolo unde este, unde este aplicabil, pentru că v-am spus, eu toate astea le-am luat cu 50% reducere, mai puțin cele 3 articole pe care le-am cumpărat la preț întreg ca să accesez reducerea de 50% la o valoare de 1 milion, am plătit 50 de lei. Dar la fel, pragul minim trebuie să fie pentru început 45 de lei și transportul gratuit, apoi 65 de lei și la fel transportul este gratuit. În cât timp ajunge coletul, exact cum spun ei, așa, așa a ajuns de fiecare dată. O singură dată a fost întârziere cu o zi și am primit 25 de lei ca bonus pentru că au întârziat cu o zi. În rest, cum estimează ei acolo, în general în 6-10 zile ajunge coletul acasă, la domiciliu, cu someday a ajuns la noi. Da. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc mult pentru atenție, vă mai aștept, bineînțeles, și la alte videoclipuri cu alte produse de pe Temu. Și o să vă spun și care m-au încântat pe mine cel mai, cel mai mult și care nu a fost tocmai, nu m-au încântat, ca să zic așa, pentru că au fost și câteva care nu m-au încântat și nu le mai comand, dar marea majoritate, o să spun că 85% sunt încântată. Cele 15% e vorba de niște bijuterii, dar o să vorbesc într-un alt videoclip despre ele. Oricum, nu le-am ales eu și da, o să vorbesc despre ele într-un alt videoclip. Toate cele bune vă doresc, la revedere!